Hainele potrivite te pot face să te simți mai bine cu tine însuți, în timp ce hainele alese greșit te pot face să te simți neadecvat, îți pot da dureri și chiar te pot face să te simți de-a dreptul rău. Modurile în care hainele te pot răni și îmbolnăvi sunt numeroase și este bine să le cunoști. Conform clicksanatate.ro, îmbrăcămintea strâmtă care împinge în abdomen, de la blugi până la curele și lenjerie de corp, de compresie, poate fi problematică, în special după masă. Presiunea asupra stomacului poate declanșa reflux acid, împingând acidul gastric în sus, provocând arsuri la stomac. Refluxul de acid este o boală care afectează și tinerii. Se spune că aproximativ 37% din grupul de vârstă de 20 până la 30 de ani au această problemă. Chiar și cineva care nu este predispus la reflux acid poate dezvolta, dacă poartă un asemenea articol de îmbrăcăminte strâmt pentru o perioadă de peste 2 săptămâni. Corsetele și hainele cu corset pot avea un efect similar. Concepute pentru a netezi burta, lenjeria intimă de compresie are un dezavantaj. De asemenea, și bărbații pot avea probleme cu îmbrăcămintea strâmtă. Un studiu în care cercetătorii au folosit un aparat pentru a imita efectele unei cravate strânse a descoperit modificări modeste în reactivarea cerebrovasculară, care se referă la capacitatea de dilatare a arterelor din creier. Anumite tipuri de țesături sunt mai susceptibile de a provoca iritații și reacții alergice. Se manifestă ca o erupție cu mâncărime care poate avea uneori umflături și pare cronică. Persoanele care au pielea sensibilă sau cu antecedente de eczemă prezintă un risc mai mare de iritație din cauza acestor țesături, la fel ca și persoanele care au alergii în general. De asemenea, vopseaua pentru îmbrăcăminte este o cauză frecventă a erupțiilor cutanate alergice. Elasticele de pe șosete, lenjerie și sutiene pot provoca, de asemenea, erupții cutanate la unele persoane din cauza cauciucului, relatează clicksanatate.ro.